De noi în această dimineață, în direct, domnul Tudorel Butoi, psiholog criminalist. Domnule profesor, bună dimineața! Bună dimineața! Sunt două cazuri care creează deja, cred, și o atmosferă de panică la nivel național. Iată două copile de 11 ani dispărute. În Dâmbovița este căutată cea mică, Mihaela, de 40 de ani, și mai avem o copilă din capitală dispărută de 4 zile. Luăm cazurile pe rând, le analizăm alături de dumneavoastră în această dimineață. Privim către ceea ce se întâmplă în Dâmbovița. Avem și imagini cu cea mică, le văd telespectatorii Antena 3 în aceste clipe, și o teorie a fratelui fetei că ar fi fost trasă și răpită de cineva. Pare și o mică bâșbâială, dacă îmi permiteți, în aceste clipe. Sunt luate în calcul foarte multe variante. La ce variantă vă gândiți dumneavoastră după datele pe care le avem până în aceste clipe? Terenul pe care îl analizăm este destul de vulnerabil și destul de fragil. Este vorba de două micuțe. Legiuitorul, pe bună dreptate, vorbește de lipsa discernământului la acești copii, în sensul că nu pot anticipa consecințele unor comportamente, nu pot proiecta cu maturitate anumite acțiuni și urmările lor, etc., etc. Datorită acestui lucru, așa cum și dumneavoastră menționați, este posibil ca în climatul acesta extrem de mediatizat al întâmplărilor de la Caracal, în rândul nostru al populației, să se strecoare un sentiment de teamă. Pe de altă parte, psihopatul de tip pedofil nu trebuie neglijat. El există ca bioinstinctualitate printre noi și în climatul acesta criminogen, care este, după câte vedem, asigurat și de condiția socială pauperă, de sărăcie, de copii care rămân fără protecția părinților, iată, rătăcitori prin această Europa furnicar, poate să genereze întâmplări chiar de cele mai tragice. Domnule profesor, iertați-mă o secundă, luăm în calcul, spuneți dumneavoastră, un pedofil care să fie răpit micuțele, dar ne uitam pe imagini, se vede cea mică într-un grup de copii sau printre mai mulți copii, adică ar trebui să fi văzut cineva că este răpit, așa cum sugerează fratele micuței din Dâmbovița. Mai mult de atât, discutăm de două situații diferite, cea din Dâmbovița dispărută de undeva de la țară, cealaltă din capitală dispărută dintr-o zonă urbană, adică sunt și diferențe. Sugerăm că, sau sugerați dumneavoastră că ar fi gesturile unui pedofil în ambele situații? Ca ipoteză, pentru faptul că în coloratura aceasta a lipsei de discernământ a copiilor se pot întâmpla foarte, foarte multe alte lucruri. Pe psihoza aceasta instalată nu este exclusă existența unui pedofil, dar nu putem spune cu certitudine acest lucru. De altminteri, m-am uitat și eu pe imagini, fata își schimbă doar direcția spre dreapta, asta așa este, dar nu se sesizează dacă este trasă sau dacă se duce într-o zonă în care să fie incitată de o curiozitate, de altceva. Este în grupul de copii și așa mai departe. Ce mă impresionează pe mine este însă implicarea poliției extraordinar de calificată și înseamnă deci că se va lămuri problema în câteva zile. Să sperăm, sunt câteva zile, dacă vreți, de la dispariția fetei din capitală, adică timpul este în defavoarea micuțelor. În aceste momente, cea din Dâmbovița a dispărut de mai bine de 40 de ore. Sunt implicate efective importante în căutarea fetelor, dar rezultatele sunt zero. Deocamdată, da, așa se întâmplă. Sigur că, da, eu îmi exprim credința că polițiștii vor izbuti să se ducă pe toate aceste canale cu sugerații informative, să discute cu colegii, cu colegele, cu anturajul, ceea ce văd că se și face. Și sigur că greutatea presează și pe organele de poliție, cum spunea, timpul a trecut, rezultatele nu se văd încă. Să sperăm că se va rezolva această poveste. Domnule profesor, vă mulțumim foarte